i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-ți mâinile peste ei. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Ați început slujba de seara asta vorbind de război și ați continuat cântând de război. Nu putem nega realitatea. Asta-i. Ba încă și românii fac curățenie prin buncri, scot cauciucuri și murături, cât de s-aude o sirenă să ne ascundem, că avem nevoie de adăpost. Dar fratele Vasile, continuați vorbind puțin de adăpostul care îl avem noi deja. Că prin împrejurări grele și vremuri tulburi au trecut și alții înaintea noastră. Și odată un om care a trecut prin mari primești din viață, când l-a născut mamă sa, l-a pus într-un coșuleț de papără uns cu smoală și i-a dat drumul pe Nil la vale. Și i-a spus: vezi tu, de acolo ai fost scăpat. Și de acolo, de la botul crocodililor, au ajuns prinț, 40 de ani. Dar acolo, vrând să facă dreptate, o trebuie să fugă alți 40 de ani de la tron în pustie, la Ietro. Și după alți 40 de ani au venit înapoi. Și iar primejde. Că într-o noapte ajunge până în fața mării la Pihahitirot, față în față cu Baal-Zefon. Și în față era marea și în spate venea faraon cu cară de lupte. Și poporul striga și Dumnezeu a întrebat: Moise, ce cu strigătele astea? Exod 14:14. Domnul luptă pentru voi, dar voi stați liniștit. Să ne dea Domnul și nouă liniște. Și omul ăsta, când se uită la bătrâneți în spate, trage o concluzie, Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Să fugim la adăpostul Domnului. Psalmul 46 spune: Dumnezeu e sprijinul și adăpostul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Ce ajutoare, ce adăposturi căutați acum dumneavoastră? Biblia vine și vorbește de câteva adăposturi, nu predicăm de aici. În Deuteronom 32:37, Moise cântă o cântare ca și cum ar întreba Dumnezeu: unde sunt dumnezeii lor, stânca aceea la care își căutau ei adăpost? O religiozitate falsă pe care unii oamenii o au, dar nu le dă adăpost. Noi nu fugim la adăpostul ăsta. Isaia 28, unii s-au sumețit și spuneau în versetul 15 și în 17: noi am făcut o învoială cu locuința morților și când vor veni apele cele mari, noi avem ca adăpost minciuna. Nu alergați niciodată la adăpostul ăsta, e șubret, nu ține. Psalmul 94, versetul 20: ei pun la cale fără de legea, la adăpostul legi, înfăptuiesc rău. Oameni dau decrete, le abrogă, cum vor ei, la adăpostul lege. Și nu intrăm cu amănunte din Scriptură. Eu vă spun, nu fugiți la adăpostul ăsta. În Ezechiel, capitolul 16, versetul 15, spune: ai păcătuit la adăpostul numelui tău mare. Cineva avea un nume sonor, un nume mare, își permitea să păcătuiască. Adăpost șubret. Singurul adăpost la care noi alergăm, de o viață întreagă am alergat la adăpostul ăsta și n-am fost date rușinii, e Dumnezeu. Proverbii 18:10, Dumnezeu e un turn tare, cel neprihănit fuge în el și găsește adăpost. Sunt aici să vă spun, nu vă temeți. Orice împrejurări ar fi, cât de greu ar fi necazul, ce s-ar mai întâmpla, că nu știu, Dumnezeu e un adăpost care nu lipsește, un ajutor care ne vine tot timpul la îndemână.
Că de altfel un alt psalmist spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba. Eu nu vorbeam nu de mult că n-am fost tare bun la matematică. Vouă vă place matematica? Ce copii cu minți. Slavă Domnului. Astăzi vorbeam cu o elevă care e olimpică, locul 1 pe județ, a ieșit undeva în Ardeal, și am întrebat: măi fată, ce poți să-ți placă la matematică, măi? Dacă ar fi o cofetărie, ceva, mi-ar place și mie un alt obiect. Dar la matematică, eu greu am învățat tabla mulțării, voi știți? Ia uite, iară sunteți cu minți. Dar eu când eram așa elev ca voi, eram niște exerciții lungi, cu fracții, cu numitor comun, trebuia să calculez mult, 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 mult. Dar la urmă ne-a spus cine a rezolvat problema corect, atunci s-a întâmplat că a făcut-o corect. Rezultatul egal cu zero. Și așa mi-a fost din acasă, stau în ceas să calculez, să-mi dea zero, dar nu puteți da zero de la început. Și acum vine omul Dumnezeu și spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, zero. Dacă luăm domeniul ăsta financiar, material, Psalmul 39, versetul 6, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Oameni buni, nu strângeți averi fără Domnul, că-s degeaba, egal cu zero. Dacă am luat domeniul sănătății, spune în Ieremia 46 cu 11, du-te în Galad, după leac, fica Egiptului, dar degeaba, pentru tine nu-i vindecare. Îmi povestea un frate la noi la adunare, tata a mulți copii, că a ajuns la Cluj, la spital, cu o boală grea. Și doctorul nu i-a dat mare șansă. Dar în salon cu el era un patron și a spus: măi tale, ești om din credere, vine să-ți arăți ceva. Și a arătat o geantă cu bani. Eu am bani, eu îi cumpăr pe tăți ăștia de aici. Eu n-am venit să stau în spital, eu mă duc acasă, am afaceri. Și îmi spunea fratele ăsta: cu ajutorul Domnului, eu sunt tată la copii. Iar pe celălalt o trimis la morgă și în sicriul o scos familia. Că fără Dumnezeu, degeaba, egal cu zero. Sau dacă luăm, știu eu, un alt domeniu al reputației noastre, că avem un nume, ne-am făcut, să nu se atingă cumva de blazonul meu. Și odată David era așa de mânios că cineva, unul, Nabal, l-a refuzat. N-a vrut să-i dea mâncare când era flământ. Și-a spus: mă duc și-l termin, îl omor. Și-a auzit o femeie cuvinte cu numele de Abigail. A spus: Domnul, eu sunt vinovată. Dar știi, când vei ajunge acolo unde Dumnezeu te va pune împărat, Samuel 25 cu 31 versetul, să nu ai mustrări de cuget că te-ai răzbunat degeaba. Ținem câteodată la reputația noastră. Ne luptăm pentru ea. Dar fără Dumnezeu, cum e? Degeaba. Și vine Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 și spune: fraților, vă fac cunoscut Evanghelia asta pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel? Băi, să vii la adunare degeaba. Să îmbătrânești cu Evanghelia în mână degeaba. Dar eu mă întreb ceva că-s curios. Oare eu nu predic degeaba în seara asta? Mă ascultă careva? Domnul spunea Matei 6:33: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea ni le dă Domnul pe deasupra. Vorbim de vrem de incertitudine, de vrem tulburi. Vorbim de adăpostul, adăpostul nostru în Domnul. Și pe primul loc e împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Altfel totul e degeaba. Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Am fost invitat la binecuvântarea aceasta. Am citat versetele din Marcu. Și evanghelistul spune că i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Eu chiar recent predicam că la o slujbă de binecuvântare de copii sunt lucruri foarte importante și sunt detalii mai puțin importante. Noi câteodată ne focalizăm pe detaliile acelea. Binecuvântare de copii, cu ce mă îmbrăc,
cu ce îmbrăc copilașul, cu roșu să vadă că e fată sau cu albastru să vadă că e băiat. Eu chiar n-am știut, târziu de tot am aflat. Cine cântă? Ce cântări o să cânte? Aveți pe cineva invitat la predică? În alte adunări depinde de rânduială, am văzut că se dau și flori. În altă parte se face o casetă frumoasă. Câteodată mai prins și câte o masă de dragoste la urmă. Nu o să împotrivă. Nu la masă, la detalii. Dar lucrul cel mai important. Apoi i-a luat în brață și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Să facă Domnul așa în seara asta. Amin. Și nu numai cu Andrei, și cu toți copiii noștri. Au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Știau? Femeile, mamele cele ceva, știau? Știau că atingerea Domnului aduce sfințire, curățire. Isaia, capitolul 5. Proroc, proroc veritabil. Vai, 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 vai. Îi plin de vaiuri, Isaia. În capitolul 6, în anul morții împăratului Ozi, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie mare și înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii zburau deasupra lui și fiecare avea câte 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 picioarele și cu 2 zburau. Ei strigau unul către altul: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, plin este pământul de măreția Lui. Și se zguduiau ușor ușă. Și atunci Isaia a spus: vai de mine! Cât vreme tot te uiți la alții, vai de dânsă. Când îl vezi pe Domnul, sfințenia Domnului, știi că loșia noastră, vai de mine, am văzut pe Domnul. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, eu însumi cu buze necurate. Și a venit repede un serafim de acela cu un clește, a luat un cărbune și l-a atins. Și a spus, atingând cărbunele acestea, te curățesc. Câți din noi n-am avea nevoie să ne atingă Domnul buzele? Ca să vorbim mai înțelept, mai duhovnicește. Doamne, ajută-ne! Atingerea Domnului sfințește. O femeie, după 12 ani de căutări, și-a propus un lucru. De m-aș putea atinge de poala hainei lui, aș fi vindecat. S-a strecurat cu greu pe mulțime, s-a atins, a reușit. Și Domnul se întoarce, cine s-a atins de mine? Învățătorule, mulțimile te împresoară și te îmbulzesc și nu mai întreb cine. Nu, nu! De mine s-a atins cineva că a ieșit o putere. Știți că femeia aceea a fost vindecată? Așa îmi doresc pe toți bolnavii să-i atingă Domnul cu vindecare. Atingerea Domnului aduce o crotire. Ezechiel 9. Pe un drum, pe drumul cetății celei mari, erau 6 oameni cu sebi, unelte de nimicire în mână. Și înainte de a nimici, a trecut un bărbat cu o călimară la brâu și a început să însemne așa pe frunte, facă semne. Și la urmă le-a spus, treceți nimiciți cetatea, dar nu pe cei care sunt semnați. Că acolo unde atinge Domnul, nu mai atinge și diavolul. Să ne atingă Domnul și să ne ocrotească. Amin. Eu mă rog întotdeauna, că Domnul spunea că îngerii lor văd totdeauna fața Domnului, pure fața Domnului, să pună Domnul și în dreptul nostru câte un înger, mai ales la copilașii noștri, cu atâta adrenalină. Povesteam că la noi era fratele Ion, prezbiterul adunării, avut 10 copii, și sora Valeria spunea, mă, eu spălam rufii într-o vană, pe mângălău, se spunea la noi, o tablă îndoită, așa. Și lângă dânsa era un băiat care trăiește, are 69 de ani în comitetul adunării, are și el 10 copii acum. Și cum sora Valeria spăla, băietul s-a plecat într-un ciubă, într-un poloboc cu apă să vadă și a căzut cu capul în jos. Nu mai putut nici să strânge nimic și sora spăla și îmi spunea mie, spunea acasă, măi, nu știu ce mi-a spus, uite înapoi. M-am uitat înapoi și nu m-am scos de acolo. O fi fost un înger? O fi fost o înștiințare de la Domnul? Eu așa îmi doresc ca Domnul să ne ocrotească pe toți și copiii noștri. Amin. Binecuvântarea. Atingerea Domnului aduce și ocrotire, aduce și binecuvântare. Nu predic mult. Pavel spunea în 2 Corinteni 4:16 că noi avem un om de afară și un om dinăuntru, da? Știm că dacă omul nostru de afară se trece în omul dinăuntru, știți versetul.
Acum când vorbim de binecuvântare, eu l-am rugat pe Domnul așa. Noi trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10 cu 3. Măcar că trăim în firea pământească, avem nevoie și de binecuvântări pământești. Și acum mă rog ca Domnul mă aude, chiar dacă Andrei nu e aici, să-i le dea binecuvântări pământești. De acord? Și să le dea și nouă. Care sunt acestea? Scurt. Geneza 39 cu 5. După ce Iosif a intrat în casa lui Potifar, Domnul binecuvânta casa lui Potifar și câmpul și rodul. Pâinea e o binecuvântare pământească. Și uite că unii de la vecinii noștri au ajuns să nu mai aibă binecuvântarea asta. Că nu mai au bucata de pâine. Să le dea la băiețelul ăsta. Frații mei, când vine un copil în lume, el nu vine să cerșească pâine. Nici măcar de la părinți. El vine cu bucata lui de pâine. Așa îl trimite Dumnezeu. Nu știu dacă vă povesteam, în orașul Botoșan, după Revoluție, a venit o reporteriță. Astea sunt foarte îndrăznețe. La nevasta unui preot ortodox, care avea 13 copii. Și a spus, Doamnă, aveți 13 copii, cu dumneavoastră 15, ori 3, 45 de porții. Cum asigurați hrana la copii într-o zi? Și femeia asta spune, Doamnă, dar noi nu mâncăm fără să spunem Tatăl nostru. Și în Tatăl nostru, acolo scrie, pâinea noastră cea de toate zile. Doamna reporter, dumneavoastră vă gândiți că la noi de 45 de ori ne rugăm pentru bucata de pâine? Poate Dumnezeu să refuză 45 de predici? Voi mâncați fără să vă rugați? Să nu mai faceți. Eu odată când predicam de manifestarea supărării în familie, chiar după ce m-am însurat, îmi manifestam supărarea că nu voiam să mănânc. Spunea soție, hai mănânci, nu mănânc. Ca ea să mă roage și... Na. Și am venit într-o seară și ea spune, vrei să mănânci? Eu zic, nu mănânc. Eu așteptam să mă roage, eu a adormit. Nu m-am mai rugat. Măi, oameni buni, așa mi-au fost de foame noapte ce e. Dar am făcut armat, am fost în aplicație și am spus, de acum nu mai mă supăr pe mâncare, găsesc o altă metodă. Și mâncam, dar mâncam supărat. Și a venit fratele Moloș la noi și vorbea cu surorile, cum vorbesc eu cu dumneavoastră. Auzi, surori, când bărbații voștri sunt mânioși, să nu le dați mâncare, că ei trebuie să se roage. Și rugăciunea e împiedicată. Și am avut dacă se uita în adunare, dar se mai întorce și la mine să uita. Și mă gândesc, m-o prins aici, nici supărat, nici... n-ai voie să mănânci supărat. Acum cine a spus că se roagă, adică mănâncă fără să roage, noi iertăm, dar să nu mai facă. Nici noi ăștia mai bătrâni, da? Să ne rugăm pentru bucata de pâine, că asta e binecuvântare. Timpul trece. Exod 23 cu 25. Dacă vei împlini poruncile mele, eu voi binecuvânta pâinea și apa și voi îndepărta boala din mijlocul tău. Sănătatea îi binecuvântare? Să ne-o dea Domnul. Și noi avem în adunare familii cu copii bolnavi. Nu întreb de ce. Noi când am avut, avem un copil retardat, foarte întârziat, chiar agresiv. Eu am chemat cei mai buni frați care am știut, proroci, păstori, oameni bătrâni. Și la un moment dat un frate, mă chema de Domnul acasă, și frate Dragoș, eu m-am rugat mult pentru categoria asta de copii. Și într-un târziu Domnul a spus, e o categorie de care mă îngrijesc eu, nu mai insista înaintea mea pentru ei. Știe Dumnezeu. Dar eu mă rog ca în toate familiile să fie copii sănătoși. Ieri am fost într-o familie, o fată de 23 de ani, am fost cu un grup de frați, n-aveai cu ce te înțelege. Și când veniam acum la Rădăuț, mă spune mama sa, Dragoș, ascultă pe fata mea. Vai ce rău, vai ce rău. Să ai o fată de 23 de ani, să ai grijă de ea mai tare ca de un copil de câteva luni, să nu o poți lăsa, să fie agresivă. Vai ce rău. Eu mă rog la toți copiii noștri, Domnul să le dea minte. Amin. Și să le dea sănătate. Și pentru Andrei, mă rog, să poată dormi noaptea. Amin. Ca să se odihnească și mama, și tată, toată casa. Mie mi-a dat Domnul copii și mă întreba, mai tăi dor noaptea? Zic, cred că seamănă cu mine tare dor noaptea. Eu trebuie la o bucată de noapte să-i întorc eu de pe o parte pe alta. Așa mi-a dormit noaptea, n-am avut treabă cu dânsul. Dar asta e o binecuvântare, să știți. Să le-o dea Domnul și lor.
Că sunt alți părinți care tot în noapte au făcut cu schimbul, știu. O jumătate de noapte mama și o jumătate de noapte tata, numai nu mai tăce. Dar să le dea odihnă și somn. Știi ce rău nu poți dormi? Odată ne sună o familie din Austria. Măi, fraților, veniți, vă rugați pentru nevasta mea, îi cunosc foarte bine. Are 2 luni de zile, doarme câte o jumătate de oră pe noapte. Distrus sistemul nervos. Nu mai poate. Am luat încă 2 frați, ne-am ajuns după amiază la Viena, ne-am rugat, am stat la masă, ne-am odihnit, am luat-o spre România. A doua zi, pe la ora 10, eram prin Vatra Dornei. Măi, fraților, ați ajuns acasă? Zic, încă nu. Dar unde sunteți? La Vatra Dornei. Măi, veniți înapoi la Viena. Zic, da, de ce? Băi, de când ați plecat voi, nevastă mi-a sculcat și nu s-a mai sculat și așa mi-e de foame, să-mi fac un pic de mâncare să culc înapoi. Și fac și eu doarme și în ziua de azi. Adică vreau să spun, Dumnezeu o vindecat-o. Și femeia asta spune, Dragoș, într-o noapte întreagă să nu poți dormi 5 minute, știi ce înseamnă asta? Să le dea Domnul odihnă și somn. Îi bine cuvântarea asta? 1 Samuel 7:29. Și acum, Doamne, binecuvintează casa robului tău. Casa se referă la familie. Să fie familie binecuvântată, cu mamă, cu tată, Psalmul 128. Și să vezi pe copiii copiilor tăi. Acum 2 duminici am fost la Gura Solce. Am îngropat o sora Geta, 20 de copii, 19 în viață înconjurau sicriul. Oare e ușor? Ce să predici acolo? Ce să spui acolo? Dar ce binecuvântată e familia în care Domnul mai lasă viața. Și mă rog pentru fratele, nu-l cunosc, pentru sora care nu o cunosc, și mă rog pentru familia asta să-i ții Domnul cu viață și cu sănătate. Amin. Binecuvântări pământești, știți bune? Ne le dorim și noi. Efeseni 1:3. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locul cerești în Hristos Iisus. Apoi dacă avem un om duhovnicesc, și ăsta trebuie binecuvântat. În versetul 4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Alegerea la pocăință e o binecuvântare. Eu vă întreb, voi ați fost cei mai pregătiți, cei mai înțelepți, cei mai meritoși de rădăuți? Voi ați fost? N-ați mai găsit pe nimeni la fel ca voi? Oameni care nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Dar pe voi Dumnezeu v-a strigat așa, prin rădăuți, prin nume, și v-a chemat la mântuire. Nu-i binecuvântare? Versetul 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Faptul că Dumnezeu ne iartă, nu este o binecuvântare? Slăvit să fie Domnul! Eu când fac mărturisire, o fac public. N-am băut niciodată, n-am fumat niciodată, n-am curvit, nu m-am bătut. Când îmi plec seara genunchi și când văd cât e de sfânt Dumnezeu și cât e de păcătos eu câteodată, prin gânduri, prin vorbe, prin gesturi, îmi plec capul, spun, Doamne, iartă-mă. Și El mă iartă. Și apoi adorm liniștit, eu mă culc și dorm în pace. Că de fiecare dată Dumnezeu ne iartă. Îi asta o binecuvântare? Versetul 13, pecetluirea cu Duhul Sfânt. Nu știu când vine Domnul, semnele arată că vine în curând. Dar dacă mai trec ani și Andrei ăsta o să crească mare, Domnul să-i aibă numele scris în cartea vieții și să-L umple cu Duhul Sfânt. Amin. Și pe El și pe noi. Amin. De fapt, ce-i binecuvântarea? Și cu asta închei, da? Cu asta închei. Psalmul 24, versetul 5. Versetul 4 spune, ăla care nu-și dă sufletul la, ca să înșele, nu spune minciuni, își trage mâinile înapoi. Versetul 5. Acela va primi binecuvântarea, starea după voia lui, dată de Dumnezeu mântuirii lui. De fapt, știi ce este binecuvântarea? În tot timpul să fii într-o stare după voia lui Dumnezeu. Că-i dimineața, că-i la miezul nopții, că-i seara, că vine Domnul așa prin surprindere, că mor eu, cobor în sicriu, sau că trăiesc, când mă cercetez, eu să fiu într-o stare după voia lui Dumnezeu. Asta e mare binecuvântare, să fii în voia lui Dumnezeu. Stări din astea plăcute sunt în Scriptură. Se ruga odată Fecioara Maria, Luca 1:48, căci ai căutat spre starea smerită a roabii tale. E bună binecuvântarea asta? Să ai o stare smerită.
Filipeni, da? Că cetăția noastră nu e aici, în cer, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupul slavei sale după puterea care o are de a supune toate lucrurile. Dar dacă găsește la noi un trup de mândrie, de îngânfare, cine ca mine, oare o să mă schimbe Domnul să-mi dea mai multă slavă? Dumnezeu să ne ajute să trăim în smerenie, fraților. În Matei 18 întreba cineva, cine e mai mare? Nu știu, la Betel, la Bosangi. Și Domnul a luat un copilaj, l-a pus acolo, cine nu se smerește ca el, are probleme. Domnul să ne ajute să trăim în smerenie. Efeseni 4:13, la stare, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței lui Dumnezeu, la starea de om mare, starea de maturitate. Asta e o binecuvântare. Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului. Domnul să ne dea maturitate în pocăință. Amin. Și Pavel spunea în Filipeni, eu sunt mulțumit în starea în care mă aflu. O stare de mulțumire. Să ne-o dea Domnul. Închei predica, la noi a murit un frate, tata 11 copii, prezbiter, un om de mare valoare. Și acum îi cunoaște în lipsa. La prima seară de priveche a fost și corul Bucovina și a fost poate vreo 10 păstori. Dar primul care a predicat-o a ieșit și a spus, fraților, văd că sunt mulți păstori aici, dar eu am o vorbă de la Pavel, care Milet, stând de vorbă cu frații din Efes, le spunea, știți că nu m-am ferit să vă spun nimic din ce vă era de folos. O să rog frații cei care urmează după mine să nu spună tot ce știu, să-l spună numai ce-i de folos. La predica asta m-aș opri la gândurile astea dacă v-ar fi de folos. Căutați adăpost la Domnul, pe locul 1 Dumnezeu, pe locul 1 împărăția și neprihănirea Lui. Îi bine până aici? Amin. Dumnezeu să ne ajute să facem. Dar n-a spus tăți amin. Eu nu întreb amin, că am întrebat o vreme, că am copiat și eu de la alți predicatori. Și când am ajuns odată în Basarabia, la o adunare mai mare ca asta, la urmă a venit un frate mai în vârstă și mi-a spus, frate drag, bă, că tu cunoști Biblia. Eu, da, mulțumesc Domnul, în parte, ca în Corinteni. Și că unde ai găsit tu în Biblie amin cu semnul întrebării? Ai găsit? Și mă gândeam, măi, n-am găsit. Și tu de ce pui semnul întrebării după fiecare amin? Când plăcea cum răspunde adunarea, amin, fraților, și tăți, amin. Acum eu vă întreb, e bine ca adăpostul să fie Domnul? Amin. Da? Și pe locul întâi Dumnezeu, că fără El e degeaba. Și pe locul întâi împărăția și neprihănirea. Amin. Amin. Când vorbim de binecuvântări, să dea Domnul binecuvântări pământești și să ne dea binecuvântări duhovnicești. Amin. Cea mai mare binecuvântare este într-o stare după voia lui Dumnezeu, dată nouă de Dumnezeu. Și Domnul să ne-o dea și mie, și dumneavoastră. Nu știu cât mai este. Nu mă hazardez să dau verdicte și prognoze. Dar vă spun că venirea Domnului foarte aproape. O spun eu și o spune Duhul Sfânt. Aș vrea când va veni Hristos pe nor cu zecele de mii în slava sa, îmi propusesem în seara asta să vorbesc de slava Dumnezeu și slava oamenilor, dar nu mai este timp. Este o cântare, când se vor citi numele, să fii și tu strigat. Amin. Cu cei dragi ai tăi și eu cu familia mea să întâmpinăm și astfel să fim totdeauna cu Domnul. Amin. Amin.